Polițiștii locali au desfășurat în ultima perioadă mai multe controle pe respectarea regulamentului școlilor de șoferi cu privire la traseele pe care pot circula. A fost o acțiune între orele 9 și 11 pe linia școlilor de șoferi. În urma unor mai multor reclamații care ne-au parvenit cu privire la conducerea pe străzile supraaglomerate din municipiu și nerespectarea schemei de trafic care a fost aprobată, am rugat să se discute și să fie informate și să fie avertizate. S-au înaintat adrese scrise cu itinerarul din nou la toate școlile de șoferi. Circulația autoturismelor aparținând școlilor de șoferi categoria A și B se interzice de luni până vineri în fiecare săptămână, exclusiv sărbătorile legale, între orele 7 și 17, pe bulevardul Roman Mușat, de la intrarea în oraș, prin Favorit și până la intersecția cu bulevardul Republicii, pe strada Tineretului, pe strada Bogdan Dragoș, tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Roman Mușat și intersecția cu strada Tineretului, pe strada Oituz, între intersecția cu bulevardul Roman Mușat și intersecția cu Alea Unirii, pe strada Libertății, între intersecția cu bulevardul Roman Mușat și intersecția cu Alea Unirii, pe Alea Unirii în spatele Casei de Cultură și pe strada Sucedava, între intersecția cu strada Aprodu Arbore și intersecția cu strada Ion Ionescu de la Brad. Instructorii care nu vor respecta traseele pot fi sancționați cu sume de până la 1000 de lei.